Salutare și bine v-am găsit la episodul cu numărul 102 din The Gamecast. Sunt Cătălin Nițu și, ca de obicei, lângă mine se află Cosmin Ioniță. Uhuhu! Am revenit după un scurt concediu de câteva săptămâni, timp în care Cosmin a fost și puțin plecat din țară pentru, sau să zic așa, în scopuri gameristice, nu obligatoriu în vacanță. Am jucat mai multe chestii, am lansat câteva jocuri și a avut loc evenimentul la care a fost prezent și Cosmin, Gamescom 2013. Uhu! Zici tu ceva acum, na, lasă uhurile și... Da, am fost la Gamescom 2013 și în hot stuff o să povestim ce s-a întâmplat pe acolo. And all I got was this lousy t-shirt. Da, nici măcar. Mai avem și două subiecte în retrospectivă cu care vom și începe, care țin sau sunt strâns legate de distribuția digitală pentru PC și la capitolul Games avem și joculețe mai vechi, un joculeț nou și două joculețe care încă nici măcar nu s-au lansat. Hai să începem cu retrospectiva și cap de listă este nimeni altul decât Games for Windows Live, cel mai iubit serviciu de distribuție digitală de pe PC, serviciul Microsoft, care de apreciat ce este de către gamer se va închide în vara anului viitor. Se va transforma în Games for Windows Dev. Da, în sfârșit Microsoft a recunoscut că a fost învins, că distribuția digitală pentru PC pe partea de jocuri prin Games for Windows Live și serviciul aferent, care includea servicii de mesagerie, servicii de achievement-uri și matchmaking, va dispărea. Doamne ajută! Da, din păcate aș putea spune, anumite jocuri vor rămâne probabil fără componente online odată cu această veste. Mai mult ca sigur că trebuie să rescrii tot ce, practic... Pentru mulți dezvoltatori era alegeau soluția Games for Windows Live pentru că includea tot ce ai spus tu mai devreme și nu trebuiau să mă ocupe ei cu dezvoltarea chestiilor ăstora. Însă în momentul de față există Steamworks care face același lucru și care în același timp induce o dependență de Steam, ceea ce nu e un lucru neapărat rău. Da, dar erau jocuri care se lansau pe Steam cu Games for Windows Live și nu foloseau Steamworks, foloseau exclusiv serviciul Microsoft. Da, cum au fost Batman-urile, de exemplu. Batman n-are multiplayer. Nu, dar tot era Street Fighter. NDS. Street Fighter Dirt, e un exemplu. Dirt-urile erau așa. Da, oricum s-a anunțat deja că următorul Street Fighter, Ultra Street Fighter, nu va mai folosi Games for Windows Live, la fel și Batman Origins, va fi Steamworks. Sper să se întâmple ceva pozitiv și cu jocurile care vor rămâne fără acces la serviciile live. Da, mă gândesc că multă lume joacă Dark Souls ca un joc recent, da, Games, da, for Windows Live. Și știi cum ar fi? Soluția cea mai simplă ar fi să facă ce hackerii au făcut de mult. Practic există un X-Live DLL dintre ăla modificat care îți scoate, pur și simplu extirpă tot ce înseamnă Games for Windows Live din joc. Necesitatea. Așa, problema este că automat în momentul în care ai pus așa ceva, a murit online și multiplayer, au murit și achievement-urile și așa mai departe. Dar deci... mă gândesc că probabil cu un patch care se adauge Steamworks... Da, numai că asta necesită efort din partea dezvoltatorilor. Da, nu merge să vină Microsoft să spună, băi, tot ce aveți cu Games for Windows Live, acum o să meargă și nu o să meargă fără. Trebuie să vină dezvoltatorul. Da, e posibil ca anumite jocuri să nu supraviețuiască tranziției, să zicem așa, pe partea de multiplayer, în timp ce altele, în cazul în care comunitatea este foarte înverșunată și cere neapărat funcția asta, să primească. Probabil publicul care îndrăgește în continuare jocurile mai vechi, Street Fighter, adică jocurile mai vechi, versiunile anterioare, Arcade Edition, Super, Ultra, whatever, vor primi un patch din partea Capcom, da, pentru uite, că și... practic multiplayer-ul ăla e viața jocului. Stau și mă întreb însă la jocuri precum primul Gears of War, o să mai întoarcă cineva să-l patchuiască? Nici nu știu dacă Gears of War 1 pe PC mai are multiplayer activ în momentul ăsta. Da. Sau dacă e activ, probabil e foarte puțin populat. Da. Ar fi totuși bine ca jocurile astea măcar în parte, gen single player, să funcționeze în continuare, să nu fie o chestie de genul a, știi că de fapt nu mai merge și așa, perioada ta de garanție, de suport, a expirat, de mult. Cum fac ăștia de la EA cu multiplayer-urile? Da. Să vedem. E o
parte bună a poveștii astea, dar poate veni și o parte mai rea în viitor când chiar da. Va fi pusă în practică. Partea bună este că de aici încolo e clar că niciun joc nu se mai fie cu Games for Windows Live, deci din punctul ăsta de vedere pe PC începem să avem un singur standard care e Steam și asta... Plus pentru DRM Free GOG. Da. Ce voiam să mai zic, deja s-a confirmat că Age of Empires Online va înceta să funcționeze odată cu încetarea serviciilor Games for Windows Live. Și ăsta era un joc destul de recent care probabil de vreme ce s-a făcut un anunț specific pentru el avea o comunitate totuși de jucători da, activă. Și fiind free-to-play cu microtransacții, cam toți banii investiți în jocuri s-au dus pe apa sâmbetei. Da, asta e încă un avantaj între ghilimele. Da. Trecem mai departe la un alt serviciu de distribuție digitală, cel de la EA, Origin, care va oferi, cred că din momentul ăsta sau în curând, The Great Game Guarantee, prin care orice joc cumpărat poate fi returnat către EA și anulat de pe contul respectiv, fie în primele 24 de ore de la prima rulare, fie în 7 zile de la cumpărare. Dacă n-a fost rulat. Exact. Sau, da, ai 7 zile în care poți să-l rulezi și poți să te convingi dacă jocul funcționează pe sistemul tău, dacă jocul se ridică la standardele la care te așteptai. Și mai spuneau ei ceva, dacă există probleme, cum au fost cu SimCity, de exemplu, probleme în prima zi, chiar să zicem că sistemul tău îl rulează, ție îți place jocul, dar momentan nu funcționează cum a fost prezentat, poți să-l dai înapoi și în cazul în care este reparat mai târziu, să-l cumperi mai târziu, probabil și la un preț mai mic. E o chestie pozitivă, din nou, o chestie pozitivă și e posibil să nu aibă nicio parte negativă toată treaba asta. E un pas înainte în domeniul distribuției digitale pe care îl face ei cu Origin și nu-l fac ceilalți. În principal mă așteptam să-l facă Steam-ul prima oară. Pas înainte care dacă va prinde și presupun că va prinde, îi va forța și pe restul să vină cu ceva de genul ăsta. Adică, exact, jocul se ridică la nivelul meu de așteptări sau poate asta e un pic subiectiv, că mie nu mi se pare în regulă să retornez un joc pe temă de gust, de exemplu. Știi de la început ce gen de joc e? Da. Dar dacă pur și simplu eu l-am cumpărat și jocul nu merge, cum a fost exemplul GTA 4-ului, când Steam-ul pentru prima oară a dat banii înapoi. Uh-huh, uh-huh. Deci, da. Dacă standardizăm chestia asta... În altă ordine de idei, nu mă oprește pe mine nimic să iau jocul să-l termin într-o zi, mai ales că campaniile jocurilor EA sunt în general foarte scurte. Da, și pot mă să zic, păi știi că de fapt mi-a mers prost și nu vreau să mai joc. Pe de altă parte, nu știu dacă treaba asta este așa, pur și simplu no questions asked, sau îți este totuși verificat profilul. Pentru că dacă profilul tău a înregistrat 10 ore de joc în ziua aia pe titlul X, sau mai știu eu, 5 păi motori... Da, pot fi 4 ore de joc chinuindu-mă să fac setările. Achievement-uri, salvări, cred că astea pot fi monitorizate destul de ușor prin Origin, mai ales că Origin are cloud la salvări. Da. Asta te pot da de gol imediat și probabil că există niște fine print-uri care menționează chestia. E posibil, dar în orice situație, chiar dacă, să zicem că nu poți să treci prin găurile lor din politica serviciilor, chiar și așa e bine că poți returna un joc dacă nu te împaci cu el. Și cam atât despre distribuția digitală pentru PC din retrospectivă. Restul subiectelor pe care le-am fi avut de vorbit putem să le includem în discuția din Hot Stuff, care este dedicată Gamescom 2013, unde, cum spuneam la început, Cosmin a fost prezent, a mers inclusiv la conferința Sony, a văzut niște joculețe, nu foarte multe, pentru că în haosul ăla nu prea ai cum să explic. Cum să vezi mare lucru, dar bănuiesc că a fost o experiență plăcută și bănuiesc că îți dorești să mai faci asta pe viitor. Știi care a fost faza? Pentru mine a fost prima oră când am fost și acum mi-am cam dat seama ce poți să faci într-un timp relativ scurt, ce nu poți să faci și cam de cât timp ai avea nevoie într-un singur om să poți să acoperi un eveniment de genul ăsta sau mai mulți oameni sau depinde de posibilitățile fiecăruia. După cum ai spus, începutul a fost conferința Sony,
care a fost practic în seara premergătoare deschiderii. Da, a fost marți seara. Dar a fost amuzant pentru că aveam acces la Convention Center sau, mă rog, Exhibition Center. Uh-huh. Convention Center cred că e în LA aici, Exhibition Center. Chiar și în seara aia și era semi-pustiu, semi-muncitor care montau standuri și cu lemne și cu dintre astea. Deci a fost foarte o schimbare de-asta peste noapte, foarte... Îți dai seama că au băgat oamenii da. Full-time toată noaptea. Așa. Și am fost, am zis, am fost la conferința Sony care s-a ținut într-o clădire, că nu pot să mă exprim, altfel destul de apropiată de... De altfel, întregul Köln mi s-a părut un oraș totuși micuț în care lejer poți să ajungi pe jos, mă rog, dacă ești anti mers pe jos și de trecutul străzii, se pare lung. Dar poți să ajungi, de exemplu, de unde eram noi cazați la hotel până la Exhibition Center, făceai 20-25 de minute pe jos. A, deci da. Cam, cum să zic eu, o distanță de la Unirii la Victorie pe jos. Poate chiar mai aproape, romană. Mai aproape, romană, cam așa. O distanță destul de acceptabilă. Da, da, deci nu era problemă. Plus că erau chestii de văzut pe... Că mergeai pe malul Rinului și erau chestii foarte interesante de văzut pe drum. Să lăsăm priveliștile și să spunem. Conferința Sony mi s-a părut, cum să spun eu, în nota celor de la Sony. Adică dacă ați văzut streamuri de la E3... Da, eu m-am uitat la E3, exemplu. Așa, de la E3, de la așa mai departe, să știți că întotdeauna Sony întârzi. Uh-huh. E, și pe viu tot întârzie, la modul în care mai întâi toată lumea a fost băgată într-un soi de, să zicem, antecameră foarte mare, sală dintre asta mare, cu tot jurnaliștii care au tot venit începând de la 5 după amiaza, pentru că noi n-am ajuns la EA, de exemplu, la conferință, dar mulți am au venit... o mare parte din ea, n-ai pierdut nimic. Dar mulți au venit direct de la EA și respectiv au întârziat. Noi care am fost primii acolo am avut timp să umblăm într-o sală mai degajată, așa, uh-huh, într-o sală mai degajată, să bem un suc, să mai vorbim, să nu știu ce și să așteptăm. Între timp, toată sala asta dădea prin intermediul unor scări rulante către sala mare de prezentări, dar era blocată, n-aveam voie încă să trecem. Cel puțin oamenii cu clearance-ul nostru n-aveau voie, erau alții security și figuri importante care treceau fără probleme. A început să se umple sala și la un moment dat au început să apară figuri de genul, uite că îmi scapă cum îl cheamă, pe The Father of Gran Turismo. Cazunori Yamauchi. Așa, care a trecut pe lângă noi cu Translator Sun. Așa, și eram, am rămas așa un pic blocat. Și au început să apară băiatul ăla Herman Hulsh, mi se pare, de la Guerrilla Games. Mă rog, foarte multă lume din teamul Sony, uh-huh, că din ce am înțeles ăsta este Vice President of Worldwide Studios sau ceva. Adică mâna dreapta lui, da, Shuhei Yoshida. Da, inclusiv Shuhei Yoshida, inclusiv Mark Cerny, toată lumea era pe acolo. Ulterior a trecut timpul, s-a făcut vreo 6 după amiază, seara, și lumea a început să se strângă, să se strângă în dreptul intrării alea către sala a doua, către sala mare. Și acolo ne-au făcut o instrucțiune, puneți-vă într-o coadă. Și s-a făcut o coadă care, nu vă exagerez, s-a făcut o oră de lume care s-a strâns la coadă acolo, mare. Și ideea care era, doar cine încăpea până să umpleau locurile, era primit, restul trebuia să stea în spate și să uit. Și noi am fost în prima parte a cozii, deci am încăput. Sala propriu-zisă, nici prea mică, nici prea mare, cu scaune normale, adică nu era o sală dotată cu scaune, ci s-au adus scaune pentru lume. Iar conferința, cred că ați văzut-o cu toții, a fost un moment mai amuzant în care a fost un montaj, probabil, la care n-a fost imagine, a fost doar video, că le-a murit proiectorul sau ceva de genul ăsta. Mișto. Și apoi a vorbit Jim Ryan, care e Sony Computer Entertainment Europe, head of Sony Computer Entertainment Europe, vorbea și în timpul ăsta au reparat proiectoarele alea, că erau, mi se pare, trei care proiectau. Da, da, da. Da. Și conferința ați văzut-o, din punctul meu de vedere,
să zic că mă așteptam la mai mult din conferință. Da, și eu sunt la fel, oarecum dezamăgit, dar în același timp nu pot să-i condamn pentru asta, pentru că nu prea o competiție pe partea asta de anunțuri and stuff like that. Da, exact, adică mi s-a părut că în continuare își păstrează munția grea pentru când va fi nevoie de ea, da, spun așa. În timp ce Microsoft a ales să facă ceva press-only și să nu difuzeze în timp real pe internet, Sony a ales partea asta publică și a mers oarecum spre indie, spre... chiar și Vita a primit o atenție specială, da, în cadrul Vita, conferinței, da. PS3-ul nu prea. Măi, și care în, în condițiile în care oricum știm tot ce putem ști despre jocurile de PS3 de anul ăsta. Două puncte importante și pentru Vita și pentru PS3. Le-au scăzut prețurile în direct. Da. Pentru Vita au arătat multe jocuri că, mă rog, unele mai interesante, altele mai puțin interesante. Ăla cu copilașul... Murasaki Baby. Ăla arată chiar foarte bine. Pentru PS3 deja au început, practic, au zis, avem Gran Turismo, avem Beyond, Beyond, avem GTA, deci ce mai vrei? Ratchet & Clank. Așa, e destul. Și acum o să-l avem la un preț mai bun, ca o paranteză, în România deja există un preț mai bun decât... Da, mai bun și decât prețul mai bun da, al lor. Da, și dacă ar fi să ne luăm după ce sau de e posibil zvonistică, să... o să s-ar putea să avem un PS3 extrem de ieftin în această holiday season. Da. Așa, deci dacă nu-l aveți, ar fi o recomandat să-l luați atunci. Da, în aceeași ordine de idei, data anunțată de 29 noiembrie este posibil să nu fie valabilă și pentru România. Comunicatul de presă trimis de Sony Computer Entertainment spune că consola va fi disponibilă în 32 de da, țări, 32. Dintre care România nu se află. Mă rog, de data asta sunt și alte țări, precum Cehia, Ungaria, Bulgaria, da, care nu primesc. E o veste proastă pentru noi, dar e posibil ca anumite magazine să-l importe de pe piața gri, e posibil ca până la urmă Sony să se gândească, așteptăm detalii și vă anunțăm. În cel mai rău caz, probabil că la anul o să-l aibă toată lumea, probabil early next year, așa. Revenind, din punctul meu de vedere, cum ar fi subiectiv, n-am fost prea încântat. Însă realizez că ei și-au bifat multe dintre chestiile pe care le aveau de rezolvat și referitoare la Vita și referitoare la PS3, chiar și referitoare la PS4, în care au anunțat, cum să zic eu, garda a doua de jocuri. Și majoritatea independente, nu high budget, nu făcute de studiouri mari sau cu publisheri importanți în spate, ci pur și simplu jocuri originale, jocuri... pe care unele le puteți juca chiar și acum pe PC, de genul Minecraft, dar și chestii total noi. Este foarte ok faptul că în momentul în care se va lansa consola, indiferent de... Vei avea, practic, când o iei acasă, o să ai o suite de free-to-play-uri care îți va oferi ceva de jucat chiar din primul minut, ca să spun așa, plus 14 zile de plus gratuit. Bă, și dacă iei în considerare faptul că ok, ajungi cu consola acasă, dar mamă, trebuie să stau să downloadez. Nu, că noua tehnologie de streaming în timp ce downloadează e funcțională încă din prima zi și pur și simplu ajungi acasă și dai click pe primul free-to-play, aștepți un minut să-ți ia basic content și i-ai dat drumul jocului. Și fiind în Europa, chiar s-a pus un accent destul de puternic pe treaba asta, cu free-to-play, cu indie, cu downloadable, adică o porțiune importantă a conferinței a fost War Thunder, de exemplu, care e cât se poate de MMO free-to-play, ca să spun așa. Da, și foarte puține jocuri din astea boxed, ca să zic așa, au fost prezentate. A fost ăla Beast Within, sau cum se numește? Shadow of the Beast, așa. Ăla cred că e cel mai apropiat de... tiparul clasic da, de joc care, care a fost. Te-am înțeles, e un remake al unui joc de Amiga. Da. Not my... nu știu, eu n-am auzit niciodată, dar din te-am înțeles, e un joc foarte apreciat. Da. Cert este că s-a mai umplut sacul de jocuri pentru PS4. Din te-am înțeles, 18 anunțuri de jocuri exclusive pentru PlayStation 4 anunțate în cadrul conferinței, cu tot cu indie-uri and stuff like that. Da, majoritatea indie-urilor vor fi fie Day One Exclusives, fie... Mai întâi pe... Fie, da, console exclusives, da, exact, mai întâi pe... Bine, și Microsoft a venit la fel cu Launching First On, cum e Plants vs. Zombies, Garden Warfare și Peggle 2, care vor apărea mai întâi pe Xbox One. Da.
Ce să spun, cam asta a fost conferința de la Sony. Acolo am avut ocazia să mă întâlnesc și să mă întrețin un pic cu Shuhei Yoshida, care, bineînțeles, a fost foarte politicos și piaristic, așa. Nu, n-am pus întrebări de genul când PS Store în România, pentru că oamenii de genul ăsta nu e treaba lor să gestioneze... Da, el se ocupă cu studiourile, da, niciun caz cu piesa. Așa. Cam asta a fost conferința de la Sony. A venit și după o zi în care eram foarte obosit după drum și s-a concluzionat ziua cu un somn destul de agitat pentru a doua zi, când trebuia să ne spunem de vreme și să ajungem la Convention Center pentru acreditări și așa mai departe. A doua zi a început într-un mod surprinzător. Noi eram, cum să zic, fuseserăm anunțați că ziua respectivă este dedicată, era prima zi a convenției propriu-zise și era dedicată exclusiv presei, mediei, partenerilor și așa mai departe. Deci nu mă așteptam ca deja intrările să fie asaltate de tot felul de copii și tot felul de puști care abia așteptau să intre. Chiar dacă n-am stat la nicio coadă și am intrat direct și ne-au verificat legitimațiile și ne-au dat după aia undă verde, mai târziu un pic toată lumea a intrat și am să revin să zic de ce prezența atât la atât de multă lume a dăunat. Odată intrați acolo, era destul de lejer la început și am fost cu o foaie întreagă de întâlniri pe care aveam pe ziua respectivă. Am fost mai întâi să verificăm unde se desfășoară întâlnirile astea, pentru că existau două arii, business area și entertainment area. Entertainment area e ceea ce puteți urmări în filmările pe care le-am făcut acolo, adică standurile mari, astea, mulțimea de stații cu console, cu PC-uri, cu ce-o fi fost, practic locul în care aveau vizitatorii acces, da. Iar business area era pentru parteneri, pentru presă, unde făceau publisherii prezentări private și așa mai departe. Din păcate, singurul publisher cu care am ajuns să colaborez la modul coerent în business area a fost Warner Bros. Pentru că rezervările de la Ubisoft s-au dovedit că n-au fost valabile, ca să spun așa. Probabil că suntem destul de jos pe lista de priorități și tocmai de asta eram repartizat undeva vineri și vineri deja nu mai eram acolo. Așa că cu Warner Bros. Am practic prima parte a zilei am petrecut la Warner Bros. Unde am văzut Dying Light. Am văzut și am și jucat Dying Light. Ce să spun, e un joc Techland. Cred că așa îl caracterizez cel mai bine. Engine-ul e foarte familiar celor care au jucat Dead Island și așa mai departe. De data asta e practic un parcur cu zombie în care zonele de stradă. Zonele de stradă sunt împânzite de zombie care încep să apară din ce în ce mai mulți pe măsură ce se lasă seara și tu ești forțat să mergi cât mai mult pe acoperișuri și așa mai departe. Nu pot să zic că m-a impresionat ce am văzut, însă jocul are un anumit potențial. Nu știu dacă, cum se cheamă, dacă n-ar mai trebui să mai gândesc un pic la schema de control, pentru că mie mi s-a părut un pic incomodă. Ce merită menționat era faptul că deși jocul se juca pe PC, nu puteai să controlezi decât de pe controller de PS4 sau Xbox One. Da. Jocul teoretic vine pe current gen și next gen și PC. Da, deci e un cross-gen title, ceea ce înseamnă că probabil versiunile next gen nu vor fi atât de next gen pe cât ne-am așteptat. Deci asta a fost primul joc al zilei. Și că ai văzut Batman. Da, după care am văzut Batman. Batman a fost Batman Arkham Origins, care era cât se poate de current gen, prezentat pe PS3, te-ai jucat pe există versiune next gen. Prezentarea a fost făcută din două părți. Mai întâi era o demonstrație de gameplay care culmina cu întâlnirea cu Firefly. Și în timpul demonstrației astea ți-a arătat cum sunt mănușile electrizate, că poți să
că e un nou gadget pe care îl poți folosi împotriva inamicilor cu scuturi ca să le electrizezi scutul și să-i, mă rog. Batman arată foarte Batman. Adică, deci nu e o diferență foarte mare între el și Arkham City, de exemplu. Nu, apară cam același... La nivel grafic, da, cam și același joc. Gameplay-ul a primit doar mici îmbunătățiri. Da, da, da. Este, mă rog, deși este altă echipă, jocul e în mare parte acolo. Cel puțin așa mi s-a părut din ce am apucat să văd. Iar partea în care puteam, cu care puteam să interacționăm și noi era modul 1 vs 100. În challenge mode, cum ar fi. Și jucai cu Deathstroke, care a fost menționat clar că he's available for free with every pre-order worldwide. Uh-huh. Și am jucat cu Deathstroke, ce să zic, 10 minute, a fost ok. E un personaj pentru challenge mode, din punctul meu de vedere. Da, ca și celelalte personaje pe care le-am avut în jocurile anterioare, are abilități și mișcări diferite față de Batman, însă schema de control e aceeași și, practic, da, dinamica luptelor e aceeași. Da. A fost un joc foarte ok, Batman. Au fost foarte impresionați băieții care prezentau, referitor la faptul că știam despre ce e vorba și că le făcusem lansarea la Arkham City în România. Și ultimul joc de la Warner pe care am avut ocazia să-l văd, erau mai multe, însă doar la astea m-au interesat, a fost Mad Max, care a fost o surpriză foarte plăcută. Aici nu am putut să joci tu, ci ți era prezentat de developer. Mad Max care rula pe PS4 și arăta foarte bine. E un soi de, cum să zic, rage mult mai deschis, în care vehiculul chiar joacă un rol important, nu e doar fast travel. Uh-huh. Și poți comuta instant între vehicul și on foot. Ca exemplu așa, asupra libertății de mișcare care ți-e oferită și în materie de gameplay, la un moment dat Max trebuia să se apropie de o bază inamică, în lipsă de alte cuvinte mai bune, și baza asta avea două turnuri, dintre care, pe care erau sniperi, și ți arăta că uite, pe un sniper îl doborâm cu sniperul nostru, și pe altul hai să încercăm altfel, și s-a dus destul de aproape de turnul ăla, a tras cu un harpon în turn și harponul era prins de mașină, cum ar fi, și apoi a mers cu mașina și a dărâmat toată structura. Deci există și un soi de... Geomod style, da, ca da, în Red Faction Guerrilla. Așa, și tot a fost spectaculos, a ridicat nisip în aer, iar după aia a atacat toată baza direct head-on, pentru că poți să spargi baraj dacă ai echipat bara din fața la mașină, cu corespunzătoare, poți să spargi baraj, poți să, mă rog. Și există și lupte corp la corp, oarecum asemănătoare cu cei în Batman. Nice. Și poți să treci rapid între hand-to-hand și să scoți shotgun-ul și să-i zbori unul capul. Deci am văzut astea, ei încearcă să le facă cât mai fluente și, de exemplu, cu unul să te bați într-o parte și cu shotgun-ul să-l îndrepti în partea aia. Cam așa se înscrie. Oarecum, da. Apoi ne-au arătat o scurtă secvență de personalizare a mașinii, pentru că se pare că ăsta va fi întregul obiectiv al jocului, că lui Max este furată mașina inițială, his interceptor, sau nu știu cum se cheamă, și va trebui să-și construiască unul nou. Are un ajutor de ăsta, un soi de moș nebun care mai bagă și humor relief, așa. Și jocul, repet, arăta foarte bine, mai ales efectele de particule. Deci nisipul se rotea în jurul roților și chestii de genul ăsta. În ce am înțeles, îi muiesc către 1080p cu 30 de cadre pe secundă pentru joc și dacă se mișcă cum s-a mișcat ce am văzut noi, e mai mult decât da, de ajuns. Da, da, da. Ceva perioadă de lansare? Au zis 2014, atâta tot. Aha. Ok, next. Cam asta a fost ce am văzut la Warner Bros. După aia am reușit să văd un pic în standul de PlayStation, să ajungem la mult doritul PlayStation 4 și să vedem. Prima impresie este, deși era în spatele unui cutii transparente, forma pe PS4 arată destul de ok și pare destul de micuț totuși față de ce mă așteptam. Cam cât un slim normal. Din păcate am putut să încerc doar Drive Club și Knack. Drive Club este... A fost, să iau așa, cu Drive Club a fost și primul contact cu consola și atunci am pus controlul prima oară în mână
și o să vă trebuiască un timp de acomodare și la controllerul de Xbox One pe care l-am încercat la Dying Light și cu controlul cu DualShock 4 pentru PS4. Nu știu, prima oară poate o să aveți așa o impresie de gamepad third party sau nu știu, poate sunt eu prea obișnuit cu gamepad-urile actuale. Mi se par că stick-urile, suprafețele dedicate buricilor de degete de la stick-uri sunt mai răstrânse. Mi se par mai cum să zic, slabe ca o poziție pe care ca duritate a arpilor, rigiditate, așa, uite, ai găsit cuvântul bun. M-am gândit un pic. Așa. Și cumulată cu treaba asta vine și mi se pare controlul un pic cam lus în joc, cel puțin în Drive Club, așa mi se părea, că eu eram obișnuit să dau mult de stick și dădeai mult de stick și te duceai în parapet. Da, bine, asta, cu asta te obișnuiești în timp, probabil jucând mai multe jocuri pe același gamepad începi să te obișnuiești cu chestia asta. Uite, și pe Vita, de exemplu, sunt la fel mai slabe stick-urile decât pe gamepad normal. Așa, cea mai mă rog, Drive Club pare promițător, însă trebuie să mă... În primul rând trebuie să mă obișnuiesc. Gândește-te că suntem la 3 luni de la lansare. Da, oricum, ce am văzut în demo de acum arată clar mai bine decât ce am văzut în demo de la E3. Uh-huh. Adică de data asta era un circuit cu vegetație și cu alta astea și vegetația nu e în stil Gran Turismo 2, sprite-uri pe SNX, ci chiar sunt făcute... sunt modelate 3D. Problema este că unul din punctele forte, să zic ei, al Drive Club e faptul că te lasă să alegi timpul zilei în care se desfășoară cursa. La anumite ore arată foarte bine, la anumite ore n-arată bine pentru că lipsesc umbre și alte chestii. Bine, care nu țin obligatoriu de engine sau pur și simplu așa arată jocul, dar doar că fiind ceva fictiv, nu arată tot mașinile, mai natural. Mașinile arată bine, dar n-au, adică damage nu prea e. Cel puțin un demo ăsta. Și jocul e mostly arcade, nu? Da, e arcade, e foarte arcade. Adică e Grid 2 Arcade? Știi care e faza? Îți dă o impresie foarte puternică de arcade și câteodată în unele curbe începe să comporte ca un simulator. Asta e iarăși o chestie care nu mi-a plăcut. Adică îți fuge mașina într-o parte și trebuie să corectezi. Personal, cred că mai ales dacă vor să se ducă spre direcția asta cât mai ușor de îmbrățișat de către toată lumea, mai ales că practic va fi gratis cu absolut orice PS4 pentru că plus 2 săptămâni și jocul e pe plus. Așa, mă gândeam că poate ar fi mai bine să facă controlul un pic mai accesibil, în sensul de să fie un pic mai spre arcade. Da. Comparativ cu Grid 2? Momentan mi se pare că Grid 2 se controlează mai bine decât jocul ăsta. Asta vreau să... Da, jocurile sunt practic pe aceeași nișă de... Oarecum, da. De public. Ok, next. Neck. Hai să zic eu ce, din câte am văzut până acum din Neck, va fi un joc nu slab, dar nici unul din, să zic așa, highlight-urile consolei PlayStation 4. Spun asta pentru că am jucat pe PlayStation 3 faimoasa serie Ratchet & Clank și următorul joc din serie Nexus sau Into the Nexus, depinde de regiunea din care privești, pare, puțin la prima vedere, din punct de vedere grafic, din punct de vedere al lucrurilor pe care poți să le faci în joc și chiar și personajele mi se par mai atractive în Ratchet & Clank decât în Knack. Și spun asta pentru că Knack pur și simplu pare foarte, un joc foarte gol, nu ai prea multe chestii cu care să interacționezi, dinamicii sunt foarte generici, personajul în sine Knack pare destul de generic și nici grafica nu m-a impresionat cu absolut nimic. Neck l-am văzut prima oară. L-am văzut cu o seară înainte, la începutul conferinței Sony, când înainte de conferința propriu-zisă se rulau niște demo-uri pe tot ecranul la mare. Ce am văzut acolo arăta mult mai bine și mai finisat decât ce am văzut, ce am putut să joc, propriu-zis. Deși erau aceleași secvențe. Ce mi-a sărit mie în cap, per total, când te uiți așa cu ochii mai puțin atenți, al jocul arată bine. Când te uiți atent, vezi că sunt niște chestii care, uite, de exemplu, lipsesc umbre pe personaje, la un moment dat, în unele locuri, e evident faptul că se acadează, deși nu arată foarte bine. În prezentarea ținută de Cerny, au explicat că îi muiesc la un frame rate de peste 45 de FPS-uri.
Momentan, not there yet. Per total, pot să-l descriu, sistemul de camere este a la God of War, de-astea fixe. Camera cinematică. Așa, deci nu schimb tu cu sticul din dreapta nicio cameră, cu sticul din dreapta faci evade, exact. Da, deci e fix schema de control din God of War. Așa. În rest, cu pătrat dai, cu X-ar. Ce dai, da? Lovești. Da, dai. Așa, cu X-ar și cercul este pentru mișcări grav speciale. Nu, pentru, când se umple o special move circle din ăla, cu cercul urmat de alt, deci cerc-cerc sau cerc X sau cerc pătrat, așa, face diferite chestii. Ce am mai văzut eu că e niște bonusuri care nu prea am înțeles la ce funcționează, dar probabil că îți dau ce-am luat. O fi având un sistem de upgrade, ceva? Da, e ceva de genul ăsta, dar e destul de, adică nu prea te prinzi în timpul demo-ului la ce folosești. Da, oricum demo-urile în general sunt scurte. Ce să spun? Cred că este un candidat pentru PS Plus foarte rapid, așa, nu în prima lună, dar probabil că în 2014 va fi acolo în catalog. Da. Deci n-ai fost impresionat nu, în niciun fel. Nu, pot să zic. Nu mi se pare un joc prost, dar nici nu, adică mi se pare că există alte chestii mai bune în nișa asta. Din ce am înțeles, o să aibă și co-op, local co-op, făcut în sensul în care dacă un copil joacă și nu se descurcă, să poată să intre părintele să-l ajute. Am înțeles. E interesant. Nu ceva pe gustul meu, cel puțin. Hai să spun ce am mai văzut la Sony, dar n-am apucat să joc, adică n-am apucat, nu era de jucat, pentru că doar era, cum ar fi, îți prezentau doar ei. Două chestii care de departe mi s-au părut cele mai interesante, și anume Infamous Second Son, care, pe lângă faptul că Nate Fox, tăticul Infamous, este un tip hiperactiv care face multe miștouri și e foarte comunicativ cu presa, lead art directorul este român. Cer foarte multe scuze că nu știu exact cum îl cheamă, dar tipul este român și am putut să vorbim românește cu el și a fost altceva decât, să zic, schimburile de vorbe oarecum impersonale pe care le ai în alt, mai ales când interlocutorul nici la el limba engleză nu e nativă. Da. Așa. Revenind la Infamous Second Son, jocul arată impresionant. E de departe poate cel mai next-gen game pe care l-am... Din punct de vedere grafic. Pe lângă câteva cadre și secvențe de joc și trailerul pe care probabil îl vedeți și voi acum, am avut ocazia să vedem la ce folosește DualShock 4 în... Un refresh la trackpad. Da, trackpad-ul. O să fie diferite paneluri cu care personajul principal o să poată să interacționeze și practic interacționezi tu direct cu degetul pe el. O să fie niște stealth moves pe care poți să le faci de pe ăla. O să poți să ridici niște greutăți și chestii de-astea. Există, cum se numesc, analogi, bine, vorbesc prostii. Există posibilitatea să folosești butoane în locul acțiunilor? Nu am acționilor. Menționat chestia asta. Eu sper că da, pentru că am văzut în mai multe jocuri, de exemplu în seria Uncharted. Primul Uncharted avea six axis pentru a merge pe, știu și eu... Și ca să arunci grenadele. Bare, pentru grenade, exact, să țintești. Și pe urmă, inclusiv în Uncharted au scos chestia asta printr-un patch. Și următoarele jocuri n-au mai avut deloc opțiunea asta. Deci aș spera să-mi ofere posibilitatea să nu stau să mă chinui doar pentru că am demonstrat mie ce poate să facă consola. Știu ce face consola, că eu dau banii pe ea și dacă nu știam ce face, nu mi-o luam. Ideea e că treaba aia cu touch-ul, adică cu panelurile interactive prin touch, aia e ok. Când trebuie să ridic greutăți sau să fac stealth kill-uri cu touch-ul, aia... Nu e ok. Nu e bine, okay. Domnul Chestor. Da. Așa. Însă repede, jocul arată foarte bine și probabil că e undeva sus în lista de priorități pentru PS4. Dar nu ajunge la lansare, ajunge în februarie 2014. Da. Trecând mai departe, am văzut un joc pe care, mă rog, e mult spus joc, au fost o serie de demonstrații tehnologice și anume The Order 1886, care a fost prezentat chiar de către indianul la care e șeful, iarăși îmi cer scuze. Da, a fost regizorul God of War Chains of Olympus, parcă, dacă nu mă înșel. Da, Red Dead Dawn face jocul.
Și-au băgat aceeași placă cu ei, sunt companie mică și au trebuit să se concentreze pe o singură platformă ca să-și atingă viziunea și având în vedere că până acum au lucrat doar cu Sony, a fost logic să meargă în continuare cu Sony mai departe. Ce-am văzut la tech demo-uri? S-a pus un mare accent pe fizic. Uh-huh. Asta li s-a părut lor un avantaj al generației următoare. Și am văzut mai întâi o demonstrație. Și a mai fost o chestie cu materialele, pentru că am văzut-o pe internet undeva cu biluțele de diverse texturi. Da, mă rog, după aia ți-a arătat de fapt că biluțele alea nu prea înțelegeai mare lucru când le vedeai așa. Dar au arătat un soi de tech demo cu un nivel din joc, cu o catedrală la care aveau pereții, erau făcuți din tile-uri. Uh-huh. Și fiecare tile era cu textura lui și cu shader-ul lui și erau foarte bine individualizate. Uh-huh, uh-huh. Așa, deci fiecare bucată din mozaic avea alt material. Exact, exact, așa. Iar celelalte două demo-uri care mi-au plăcut mie cel mai mult au fost cele cu fizica. Uh-huh. Și anume au făcut un motor fizic pentru joc în care obiectele sunt deformabile. De exemplu, dacă tragi într-o căldare o să să-i deformez metalul, niciun obiect din lume, odată dărâmat sau odată un monstru, odată omorât, nu o să dispară, o să rămână acolo forever. Uh-huh. Așa. Iar toate chestiile astea au fost exemplificate prin gameplay, ca să spun așa, deși erau niște niveluri încă neterminate, unul era pur și simplu test box, așa ne arătau că aveau acolo puse toate, mulțime din obiectele din joc, din scaune și așa mai departe și arătau că dacă tragi într-o parte a scaunului, poate să îi zboare doar lemnul ăla, uh-huh, sau dacă îl atingi în alt fel, poate să îl zbor pe tot și uh-huh, o să se distrugă doar partea în care tragi. Am înțeles. Așa. Interesant. Și al doilea nivel era o curte texturată și făcută frumos de data asta. Ce puteai să vezi și într-unul și într-altul era faptul că personajul e third person shooter jocul, uh-huh, deci over the shoulder. Personajul arată foarte bine și e îmbrăcat, e unul dintre cele alea care apare în trailer. Așa, și toate hainele de pe el și toate astea se mișcă independent și chestiile astea sunt foarte bine, okay. Oricum știi că e tendința asta ca tot ce e foarte aproape de cameră să fie mai detaliat decât restul. Adică îți permiți să faci un personaj super detaliat, dar pe urmă toate personajele din joc să le faci un pic mai jos. Ce era interesant era că PowerPoint-ul după care a prezentat inițial era rulat de pe Mac, iar demo-urile, tech demo-urile au fost rulate de pe un PC cu Windows 7. Să dădea dublu click pe exe și intra. Și încă o chestie care pare foarte evidentă, jocul rulează în widescreen, dar cu bare negre sus și jos, este super widescreen, nu știu cum să-i zic, letterbox. Așa va fi jocul final? Eu am auzit de la multă vreme că am citit din multe locuri că așa este gândit jocul, că așa vor să fie, vrea să fie foarte cinematic, nu știu care e faza. Pe mine unul mă îngrijorează chestia asta. Așa. Adică știu că Cinemora are o abordare asemănătoare și deci, am mai văzut niște așa rulau tech demo-urile, deci erau cu bare negre sus și jos. Da, nu știu, asta nu mă atrage și e posibil ca decizia asta să fie doar pentru a avea mai mult putere la dispoziție. Da, să fie rezoluția mai mică. Să-și păstreze pixele, sau puterea pentru a randa pixele să fie îndreptată către alte chestii, gen fizică, cum ziceai tu. În rest, în afară de, întâlnirile astea pe care am avut ocazia să le fac și să încerc unele jocuri sau să văd unele jocuri, am mai reușit să joc în show floor, în Entertainment Area, Assassin's Creed 4. Pe PC. Da. Asta ca să fac o paranteză, închipuiți-vă că cam tot ce era expus pe PC, dacă nu era un titlu extrem de mare, și extrem de mare când spun, nu spun de Assassin's Creed 4. League of Legends. Vorbim de League of Legends sau de Wargaming sau de chestii dintre astea. Și deci dacă nu era un titlu de ăsta și era pe PC, era cam gold standard după acolo. Adică dacă la Assassin's Creed 4, la stadiul Ubisoft, nu puteai să te atingi de joc pentru că era o coadă de sute de persoane, idem și la standul PlayStation unde era jocul, nu puteai, că acolo vrea lumea să pună mâna și pe PS4, nu doar pe... Păi, așa.
La standul Nvidia era gol, goluț, puteai să intri și te joci și să simți. Da, aici intră și în discuție faptul că oricum, fiind prima dată când cele două console Xbox One și PlayStation 4 erau disponibile la Gamescom, toată lumea vrea să vadă inclusiv consolele și joc, cum rulează jocurile pe care probabil le știu deja sau, de exemplu, dacă ai jucat Assassin's Creed 3 pe PC, cam îți faci o idee cum va fi și Assassin's Creed 4 pe PC, dar vrei să vezi cum arată jocul pe console și de-aia te îngrămădești să vezi chestia asta. Că în momentul ăsta vorbim despre niște jocuri despre care știm în mare lucru cum vor fi ca gameplay sau cum vor arăta grafic pe un PC sau pe o consolă last gen, dar nu știu exact dacă va merita să aștepți pentru varianta next gen, care oricum va întârzia față de, da, de cea inițială. Păi bine, ăsta se înscrie pe PC, surpriză, era asta în Nvidia, rula foarte bine, rulat în 60 de cadre, poate mai mult, câteodată poate prea repede. Ce m-a deranjat e că demo-ul ăla n-avea niciun fel de setare să poți să... Bun, nu cer să schimb tastele, pentru că erau niște scheme acolo cu tastatura și te explica fiecare tastă ce faci. Dar aș fi vrut să poți să activezi un invert mouse sau ceva de genul ăsta. Și primele câteva minute cu demo a fost un haos, mai ales că erai pe vapor. A fost un haos, pentru că nu știam și care sunt controlele. Și să mi se mișca și în sus jos camera, adică invers, decât aș fi vrut eu. După aia, până la un anumit punct, mi-am dat seama care e transpunerea gamepad-ului pe tastatură. Am făcut tot demo, cred că are maxim 10 minute. Adică mai mult joci cu barca și odată ce ai distrus apărările fortului. E exact demo pe care l-au prezentat și la conferinței, da. Ce să zic, arată bine de data asta Assassin's Creed pe PC. Acum nu știu ce configurații inumane erau acolo. Îți imaginez că erau 780 sau ce e acum. Așa, dar arată bine și însă pentru mine în continuare seria asta e sinonimă cu jocurile pe console. Controlul mi se pare mult mai bun pe gamepad decât pe mouse și tastatură și nu e ceva care să mă convingă să joc, să zic că Assassin's Creed 4 pe PC, mai ales că o să fie întârziat iarăși. Da, cu siguranță, dacă ai jucat pe PS3 până acum, bănuiesc că nu vei trece la altă platformă. Pe de altă parte, impresia pe care a lăsat-o jocul, știind deja, ca să spun așa, obiceiurile seriei Assassin's Creed, e ok, adică e cam același lucru, poate... Nu s-are prea departe de trunchi. Da, exact. Poate mi se pare și mai atractiv universul ăsta cu pirați și așa mai departe decât războiul american. Da. Mai ai alte joculețe de la Gamescom? Astea sunt ce am reușit să pun. Pot să-ți mai zic de impresii referitoare la ce se întâmpla în standurile diferitelor companii. Activision, de exemplu, a luat jumătate de pavilion. Peste tot scria... Diablo ocupa o mare peste parte din el. Și Call of Duty. Blizzard, Diablo pe console, în care practic luase un țarc dintre ăsta pe care îl umpluseră cu televizoare și canapele și puteai să joci Diablo 3 couch mode. Da, exact. Și în rest aveau niște calculatoare cu, cum se cheamă, la Heroes of Warcraft. Hearthstone sau ceva. Da. Așa n-am zăbovit prea mult pe acolo. Mie jocul cu cărți, cu gheșanți. Aveau un stand mare cu Destiny, în care iarăși era o coadă ca la pâine gratis, nu știu, ca la pâine. Scapă și expansionul de Diablo. Da, era, nu știu dacă puteai să-l joci, cât erau pe niște ecrane mari și acolo a fost trailerul prima oară băgat. Bineînțeles, se nemțește. Super. Așa. Și fundul sălii era cu Call of Duty Ghosts, unde iarăși trebuie menționat că toate jocurile cu restricții de vârstă, gen violență și așa mai departe, erau în cameră erau speciale. Erau un cort, cum ar fi. Nu puteai, nu le vedeai din afară. Alt pavilion a fost cu EA, care iarăși a luat jumătate de pavilion, foarte open world, așa. Practic avea un centru, era standul Titanfall, care era cu un titan din ăsta, un robot gigantic mare lângă, reprodus. Iar în jurul ăsta, ca o rază, semicerc în jurul standului ăsta, era Battlefield, în care iarăși era coadă ca la pâine caldă.
The Sims 4, unde bătea vântul. Vis-a-vis de Sims 4, cum ar fi pe partea cealaltă, era Need for Speed Rivals, unde am avut o tentativă să stau la coadă și am abandonat-o pe la jumate pentru că era prea multă lume și vreau să înceapă orice concurs și totul era nemțește și nu mai înțelegeam nimic. Și în rest au fost Command & Conquer, Free to Play, da, așa. Și FIFA, care era big thing. Însă era foarte mult accent pus pe FIFA curent gen, care, iar standurile erau unul lângă altul cu cel de Xbox și FIFA era jucabil și la la EA și la Microsoft. La Microsoft, da. era e no deal, da, între cele două companii. De altfel, uite, nu mai aduc aminte dacă la EA sau la Microsoft era și FIFA next gen pe Ignite Engine și așa mai departe, care era cu 360, cu One-uri, așa. Acolo am văzut și One-ul, de altfel, care vreau să spun că văzut de aproape nu mai arată chiar atât de prost. E, n-aș spune că e atât de mare. Kinect-ul mi se pare chiar elegant ca design. Repet, cu controller-ul am niște neînțelegeri, așa cum am și cu controller-ul de PS4. Probabil că trebuie să mă obișnuiesc până la urmă cu ele. Ce am văzut, ce am reușit să joc la standul Microsoft, unde o foarte mult accent era pus pe Xbox 360. Erau o groază de jocuri pe Xbox 360, inclusiv World of Tanks. Da, ăla era și acolo și la Wargaming. Am reușit să joc Forza Motorsport 5, care grafic mi s-a părut fix Forza Motorsport 4, însă upscale. Luat într-o rezoluție Full HD. Da, nativ. În rest, același păcat, ca să spun, al jocurilor de racing 60 FPS pe console. Vezi o lipsă de detalii în mediul înconjurător. Se vede unde au fost făcute compromisuri. Exact, exact. Ce am mai remarcat sunt vibrațiile în trigăre, că pentru că ăsta e singurul joc care mie personal, aici ce obțin implementarea lor din Forza, mi s-a părut foarte gimmicky. Adică? Nu mi s-a părut că mi-aduce ceva, pur și simplu era o brâială și atâta. Nu știu, nu pot să mă exprim și nu o brâială în sensul de cum o simți în feedback-ul pe care l-ai întâmplut. Pur și simplu parcă suna ceva în nu știu, dar e... Înțeleg. O intensitate mult mai mică și care... Ce vrei să zici? Probabil în shootere va fi diferența cea mai mare când vei simți când apeși pe, pe trăgaciul ăla. Adică, practic, trăgaciul ăla nu opunea rezistență, ci doar vibra. Ceea ce eu asta înțeleg, să-mi opună rezistență și asta mi se pare normal, adică normal, așa îmi închipuiam eu. Impact triggers. Da, exact. În rest, Microsoft avea o prezență solidă. Și standul Sony era, dar standul Sony era mult mai multilateral dezvoltat. Aveai PS4, aveai PS3, aveai o zonă gen casual care era cu Wonderbook și altele era așa, cu Walking with the Dinosaurs și nebunel. Și aveai și o zonă de PS3 mai serioasă în care erau de-astea cockpituri de GT6. Practic, ca de obicei, au de arătat multe chestii și eu aș fi făcut mai mult accent pe PS4, dar probabil că... Da, bănuiesc că banul gros în sezonul ăsta de sărbători va veni tot din PS3 și Vita momentan. Ce-am mai reușit să văd a fost la standul Warner Brothers, cel de entertainment, nu ăla unde fusese eu dimineață, era, din ce mi-am putut da seama, eu multiplayer de Batman Arkham Arkham Origins. Mi-ar fi plăcut să-l văd efectiv, să văd cum se desfășoară multiplayerul ăla făcut de splash damage, dar nu, pentru că ecranele erau spre interior, nu spre exterior. În schimb, pe o latura lui era Batman Arkham Origins Blackgate pentru Vita. Puteai să joci, o arată foarte bine pe Vita și este practic păstrează toate abilitățile și modul de joc din versiunile mari, însă restrânse la un gameplay în două dimensiuni. Promit. Așa. În aceeași ordine am văzut la Konami Mirror of Fate HD,
care nu se pare HD, mi se pare așa o transpunere destul de directă a jocului de 3DS pe ecran mare. Însă avea un stand mișto Konami, avea un stand cu, era ăsta, Dracula, pe un tron acolo și puteai să te așezi în, de-astea, coștiuge și să joci piesa de aia pe 3DS. Da, îmi pare rău că n-am văzut nimic de Metal Gear la Gamescom, poate erau, la TGS. Da, erau, erau o secțiune întreagă cu swag, dacă vrei. Cu, dar nu era, ca să spun așa, first party, ci era o groază de magazine third party care vindeau ce vrei tu în materie de game, figurine care la câțiva euro la sută de euro, de exemplu figurina lui Death pe calul lui din Darksiders costa 300 de euro, dar era foarte frumos făcută, cei da, mă bucur, mă bucur pentru statuia așa. Aia, da. Plușuri, tricouri, găseai tricou și cu, nu știu, orice joc. Plușuri, pornind de la jocuri dintre astea mai pe gustul nostru până la treceau spre chestii nintendoistice gen Mario și până la tot felul de mangauri, animeuri. Deci asta era practic, cum să zic, souvenir shop-ul expoziției. Dacă aveai bani, plecai cu ceva să te intereseze. Culmea e că nimic nu m-a pasionat de acolo, adică nici, trebuie să recunosc că nici n-aveam cu ce să le car acasă. Aveam un, de exemplu, dacă îmi luam figurina aia cu Death, un bagajul pe care l-aveam cu mine aveam un să-l pun și trebuia da. Să-l car. Și ce îmi pot să spun tot pentru fanii fotbalistici este că PES-ul pe current gen pare să arate mai bine decât FIFA Open Next Gen. Așa. Ceea ce spune multe. Da. E adevărat, am văzut foarte puțin. Mie mi s-a părut foarte asemănător FIFA Open Next Gen cu ce există și acum. În rest, dacă mai ai tu întrebări... Mare parte, știi care e chestia? Că am văzut așa din exterior atâtea chestii de genul ăsta, încât nici nu știu dacă există ceva ce aș putea să te mai întreb, pentru că toată lumea, toate site-urile mari care merg acolo an de an, prezintă toată situația și toate materialele și tot atât de repede și practic e ca și cum ai fi acolo, încât chiar cred că știu deja... Da, ideea care e, revin la ce am spus la început, noi am fost acolo doar ante, în ziua premergătoare primei zile, în seara aia cu conferința Sony și în prima zi de presă, în care dacă n-ar fi lăsat publicul să intre, probabil că am fi putut să vedem mult mai multe jocuri. Din păcate au lăsat publicul să intre și în momentul ăla s-au făcut cozi și abia mai prindeai... Adică stăteai să stai și o oră și în momentul da, în care ai... Da, ca să joci 10 minute da. Sau cât ai. Din păcate, noi a trebuit să plecăm a doua zi și n-am mai apucat să... Mă gândeam că poate joi sau vineri, ducându-se nebunia de prima zi, puteai să mai încerci ceva mai lejer, dar nu în weekend, că probabil în weekend veneau toți aia care n-au apucat să vină da. Până atunci. Trăgând concluziile astea, m-am zis că ori dacă te duci singur sau cu un coleg, ai avea nevoie de toate zilele ca să poți să acoperi. Să acoperi tot. Sau dacă nu, trebuie să mergi cu o echipă serioasă care să o trimiți, tu te duci la aia, tu te duci la aia. A rămas de oameni, inclusiv da. Oameni pentru postproducție, da. Pentru filmări și chestii de genul ăsta. Și ca element de închidere, internetul din Germania este un mare... Ce îi completați voi cu... Cuvântul preferat. Da. E sinonim cu rahat, dacă vrei. Și nu ăla cu zahăr. Da, da, da. Așa. Practic, în afară de un browse pe Facebook și nici măcar... Deci să dedusem trailerul de la Reaper of Souls, de la Diablo Expansion și vreau să-l văd pe laptop. La hotel și nu s-a încărcat și eram of, Doamne. Da, asta e o problemă da. De care m-am lovit inclusiv în Italia și în Spania. Da. În schimb, da, dacă vrei magazinele, restaurantele, în general toată viața acolo e mult mai civilizată și mult mai relaxată decât la noi. Deci, renunțați la internet pentru civilizație. Da, da, da. Choices, choices. Da, da, da. Ok, sper că v-a plăcut mica povestirea lui Cosmin despre Gamescom de anul acesta.
Din păcate nu a apucat să vadă foarte multe. Da, și... îți dai seama că îmi pare și mie rău că n-am văzut Call of Duty, că n-am văzut Destiny, mai ales Destiny. Da, aici au fost alte Watch Dogs, lucruri la mijloc pentru că de a avut timp limitat. Sperăm ca pe viitor să putem să ajungem la cât mai multe chestii de genul ăsta, poate la E3 cândva. Și să venim super echipați. Da, da. Pe fundal ați văzut niște filmări realizate de el și de Yacht Interday, PR-ul PlayStation și Sony Computer Entertainment în România. A, scuze pentru calitatea lor, dar asta s-a putut face, da. Da, și noi trecem acum la secțiunea Games, care acoperă perioada de la ultimul podcast până la cel de față. O să încep eu pentru că am avut așa o mare maraton de joculețe, toate în aceeași serie, și o serie care tocmai a primit un nou joc, chiar a fost lansarea lui Splinter Cell Blacklist organizată de noi pe 24 august. Știm că n-ați venit pentru că nu v-am văzut acolo. A fost foarte puțină lume. Despre asta discutăm probabil altă dată cu altă ocazie, despre evenimentele de gaming și succesul lor pe plaiul mioritic. Dar eu vreau să vorbesc acum despre seria Splinter Cell ca un tot, pentru că am jucat toate jocurile din seria principală, adică cele de pe console și PC, care au apărut pe toate aceste platforme. Am jucat la vremea lor, back in the day, la începutul anilor 2000, Splinter Cell 1 și 2, foarte puțin din Chaos Theory, pentru că aveam un sistem foarte slab pe vremea aia. Jucam lucrări mare parte pe PC și nu se putea juca pe PC-ul pe care l-aveam, și am zis că îl las pentru mai încolo. Și mai încolo n-am mai venit niciodată până la urmă. Double Agent-ul l-am sărit complet la momentul respectiv, tot din motivul ăsta, că aveam un sistem slab. Și Conviction-ul l-am jucat în 2010, când a apărut pe PC. Acum, revenind la serie după atâția ani, nu a fost o serie pe care să o rejoc de foarte multe ori. Știi că sunt anumite jocuri pe care odată la ceva vreme mai intri, mai joci un nivel, poate joci toată campania în caz că ți-a plăcut foarte mult, cum e, de exemplu, seria God of War, pe care eu odată la ceva vreme o rejoc, sau Uncharted, sau Prince of Persia. Sunt jocuri la care te întorci cu plăcere și ți-amintești și de fiecare dată ești uimit, mamă, ce jocuri bune făceau ăștia acum X ani. Și cam ceva de genul ăsta a fost și pentru mine, pentru că în ultima vreme Ubisoft face și jocuri foarte bune, dar are și uneori niște eșecuri lamentabile. Vezi Ghost Recon Future Soldier, care a durat 3 ani să realizeze un joc, în cel mai bun caz mediocru. Splinter Cell 1, la vremea lui bănuiesc că a fost ceva super, mega, extra, giga, din punct de vedere grafic, din punct de vedere al gameplay-ului, aducea foarte multe elemente pe care, să zicem că le-ai putea avea, sau le-ai fi putut avea în Metal Gear Solid. Dar Metal Gear Solid este un alt tip de stealth decât cel din Splinter Cell. Aici vorbim despre metode de furișare și folosirea umbrelor și unui sistem de iluminare foarte asta complex. Asta a fost marea noutate la vreme, de altfel făcea parte din seria de jocuri de la Ubi, care avea nevoie de pixel shaders, uh-huh, pe vremea când nu toată lumea avea. Da, și asta vreau să zic că te foloseai de umbre generate în timp real și de lumini care puteau să fie distruse, da. Distruse, exact. Aveai inclusiv butoane de switch on-off la lumini, ceea ce s-a păstrat în toate jocurile din serie, de altfel. Și te foloseai de chestia asta pentru a păcăli inamicul, pentru a te furișa pe lângă el. Sunt anumite momente foarte tensionate în care ești lipit de un perete și la 2 cm în față, prin întuneric, trece un inamic, dar el nu te vede pe tine, tu îl vezi pentru că ai faimoși ochelarii cu vedere nocturnă al lui Sam Fisher. Și chiar și povestea era o poveste care, deși nu era plasată cu mult în viitor față de momentul apariției jocului, adică jocul a apărut în 2002 și acțiunea se petrece în 2004, și nu era mult, dar chiar și pentru vremurile noastre este, să zic așa, de actualitate. Cu atacuri cibernetice, cu atacuri teroriste, cu chestii de genul ăsta care se pare că nu s-au schimbat așa mult în 10 plus ani. Stuff, da. Exact. Mi-a plăcut foarte mult să descoper că level design-ul e încă valabil,
Mi-a plăcut foarte mult la Splinter Cell 1 voice acting-ul, care în continuare rămâne la același nivel care era și atunci, cu Michael Ironside, care îl portretizează pe Sam Fisher, chestie care nu s-a mai păstrat de-a lungul timpului, aparent. De altfel, dacă îmi dai voie, era perioada aia, i-aș spune, de aur a Ubisoft-ului, în care aveau jocuri precum Splinter Cell, precum Prince of Persia, Sands of Time, precum Beyond Good and Evil. Uh-huh. Aia mi s-a părut mie cea mai prolifică. Da, probabil, așa, și la scurt timp a venit primul Far Cry. Da, exact. Splinter Cell 1 a stabilit niște convenții pentru serie, care au fost în mare parte moștenite de Pandora Tomorrow, cel de doilea titlu din serie, care nu a mai fost făcut de echipa originală, și aici o să discut un pic despre niște lucruri. Ubisoft Shanghai a dezvoltat Pandora Tomorrow, dar a reușit să construiască pe bazele impuse de primul Splinter Cell, folosind același motor grafic și în mare parte același set de abilități pe care le are Fisher, combinate cu câteva adiții noi, precum tranziția din cover în cover între pereții cadrului unei uși, de exemplu, știi, un SWAT turn, ca să zic așa, chiar așa mi se pare că se numește și în joc, aducea o grafică ceva mai bună și niște niveluri puțin mai îndrăznețe, l-aș spune, cum este cel de pe tren. Dacă mai ții minte, la un moment dat Sam Fisher infiltra un tren în mișcare undeva în Germania, dacă nu mă înșel, și ajungea inclusiv să mergi pe o țeavă pe sub tren, pe urmă că-ți rai pe tren și tot așa. Erau mai vreau multe... să ajungă probabil la Gamescom. Da, și Pandora Tomorrow, uimitor, deși n-a fost făcut de echipa originală, a reușit să păstreze toate elementele care făceau Splinter Cell. Echipa originală fiind Ubisoft Montreal. Montreal, da. E, practic, nava mamă a Ubisoft. În timpul în care cei de la Shanghai au făcut Pandora Tomorrow, cei de la Montreal au lucrat în paralel la Chaos Theory, joc care nu numai că a venit cu niște mecanici de joc mult mai moderne decât jocurile originale, care aveau un control destul de rigid din anumite puncte de vedere. Armele nu erau atât de eficiente, deși poate asta e un caracter mai realist al jocurilor. A venit cu mai multe posibilități de abordare a situațiilor, ai atacuri letale și atacuri non-letale, dar probabil cel mai important, a venit cu un nou engine care e valabil și acum. Din punctul meu de vedere, Chaos Theory încă arată bine și, deși nu a fost un joc din era HD, în varianta lui HD de pe PlayStation 3, este practic, eu n-aș putea să fac diferența între jocul ăsta în varianta lui de pe HD Trilogy și un joc chiar din generația a doua de jocuri de PlayStation 3, să zicem. Deci tu ai jucat primele 3 jocuri, le-ai rejucat în trilogia. Exact, da. Chaos Theory este de departe cel mai bun joc al seriei, și asta pentru că a păstrat toate elementele astea de stealth, toate elementele care au făcut Splinter Cell o serie de succes până la acel moment, și a adăugat multe alte lucruri, de exemplu hacking wireless, și puteai să urmărești anumite personaje care purtau ceva, un laptop sau ceva la ele, și puteai să hackuiești doar prin line of sight, ca să zicem. Deci e clar, nu se ducea în Germania, locul internet. A fost inclusiv o misiune în Chaos Theory în care infiltrezi o bancă și trebuie să faci ca totul să pară ca un jaf, și exact secvența aia din Mission Impossible, când cobori și sunt lasere prin jurul tău. Și are multe, multe secvențe de genul ăsta și o poveste mult mai... să zic așa, antrenantă decât cele din Splinter Cell 1 și 2, în care parcă consecințele nu erau așa mari dacă nu te grăbeai, știi? Dar în același timp, Chaos Theory este, mi s-a părut mie cel puțin, că este puțin mai scurt decât primele cam două jocuri. Cam cât de lungi sunt? 10 ore bune, fiecare. Da, și Chaos Theory top pe acolo, dar parcă mi s-a părut mie că am trecut cam repede prin el. Asta se poate datora și faptului că
având mai multe abilități pentru a aborda anumite situații, poate că în celelalte jocuri aș fi stat să mă furișez, când în asta puțin mă duceam și le dădeam un pumn peste ceafă, ca să zic așa, și să-i ascund în umbre. Asta, un alt element foarte important, primele două jocuri te taxau dacă nu ascundeai, bine, chiar și în Chaos Theory, într-o anumită măsură, dacă nu ascundeai cadavrele sau oamenii pe care îi lăsai inconștienți, dacă nu le ascundeai undeva în umbră, în afara unei rute a unei gărzi care să patruleze. În cazul în care treceai de un anumit checkpoint și erau cadavrele lăsate pe acolo la întâmplare, primeai un strike la alarme. La 3, you're out, game over. Și dacă se întâmpla să ai deja două alarme și treceai de checkpoint-ul ăla, game over, știi? Și în Chaos Theory au mai slăbit treaba asta, în schimb, la fiecare nivel de alarmă, inamicii și adăugau ceva, ba vestă, ba cască, ba night vision și tot așa, știi? Da, chestia asta vă că au renunțat complet acum. Da. Ajungând la Double Agent, am jucat acum varianta de PC și vreau foarte mult să fac rost de varianta de Xbox One, care nu a ajuns pe PC și poate fi jucată pe PlayStation 2 sau GameCube/Wii, dar versiunile de PlayStation și GameCube erau mult mai slabe din punct de vedere grafic și chiar și gameplay avea de suferit în anumite situații. Double Agent de pe PC a fost din nou făcut de Shanghai, care... Și pe 360 că ăsta a fost... Da, asta e chestia, că Shanghai a avut o... Să zic așa... un task destul de complicat, pentru că trebuia în primul rând să aducă jocul în HD pe platforme noi, aka Xbox 360, mai târziu PlayStation 3, și trebuia să creeze un engine practic de la zero pentru a putea face asta. Tot Unreal Engine a fost folosit la bază, dar mult modificat. Și asta, timpul ăsta de R&D, să zic așa, a luat mult din timpul pe care puteau să-l investească în finisarea jocului. Este un joc mediocru, cel mult, din punct de vedere tehnic. Și chiar și anumite elemente de gameplay au fost simplificate. În jocurile vechi aveai un stealth meter, ca să zic așa, care îți zicea cât de luminat ești. La asta ești, ori ești invizibil, ori ești vizibil. Ca și în Blacklist. Deci 0 sau 1, nu, da, există, da. Nu există alte metode de a, da, a te ascunde, nu mai contea sunetul, în Chaos Theory era foarte important sunetul, de exemplu dacă era un zgomot de fundal, un motor care funcționa lângă tine sau orice altceva care crea sunet sau fulgerele, puteai să îți maschezi focurile de armă cu fulgere în prima misiune, de exemplu. Nu mai există așa ceva în Double Agent. În schimb, în Double Agent-ul de Xbox One există chestiile astea, știi? Deci varianta old gen e mai next gen decât cea next gen, ca să zic așa. Povestea este, să zic așa, un pic trasă de păr, un pic simplistă la Double Agent și nu mi-a plăcut nici faza aia cu ai 25 de minute să infiltrezi, să te plimbi prin baza teroriștilor și să furi informații despre ei sau chestii de genul ăsta. Se apără cam trist, să zic așa. Chestii care nu există în Double Agent-ul de Xbox One. Cât de lung e? E foarte scurt, 6 ori, 7 ori maxim. E un joc scurt și nesatisfăcător, din niciun punct de vedere. Cu o grafică care acum mi se pare slabă, mai slabă decât Chaos Theory, de altfel. Și probabil aici a fost marcat declinul seriei Splinter Cell și de aceea probabil Conviction-ul a durat foarte mult până a ajuns pe piață, probabil 4 ani după lansarea lui Double Agent. Conviction, în schimb, deși pleacă cel mai mult de la formula originală, este probabil mult, mult mai bun decât Double Agent ca joc, nu obligatoriu ca joc Splinter Cell, deși Double Agent mai avea elemente de stealth clasice pentru serie. În Conviction deja abordarea non-letală era exclusă, nu puteai să faci nimic în jocul ăsta fără să omori cel puțin un om, măcar pentru chestia aia, mark and execute, știi? Da, făceai un melee attack și îți dădea strike-urile. Plus că îi dătui, făceai interogatoriile de foarte brutale. Da. Secvențele de interogare. Campania scurtă, 5 ore, da, dar asta. Foarte
bine închegată. Da. Plus că la ăsta mai aveai și campania cu... Da, toate jocurile Splinter Cell în teorie au avut de la... vorbesc prostii, de la Chaos Theory și Double Agent, ambele aveau ceva co-op, dar în varianta HD nu a fost inclusă și n-am apucat să experimentez chestia asta. De altfel, de la Pandora Tomorrow au avut și multiplayer, da. Spice vs. Mercs, da, care în continuare, dacă ai văzut la lansare, e un mod de joc foarte interesant și foarte bine balansat din anumite puncte de vedere. Conviction a mers pe Hollywood style, explozii, violență. Chiar este cel mai explicit joc în care înjură toți soldații, chiar și Fisher. E ultimul joc cu Ironside. Da, asta este probabil cea mai mare împlinire a jocului, că l-a păstrat pe Michael Ironside, ceea ce Blacklist nu a mai făcut-o. Ajung la Blacklist, nu am jucat foarte mult din el, bănuiesc nici tu. Eu am jucat întreaga campanie co-op cu Briggs, cele patru misiuni cu Briggs și Fisher. Pe care le iei de la Briggs, pentru că poți să joci misiunile. Știu, sunt fiecare personaj secundar are setul lui de misiuni, dar le-am jucat pe cele cu Briggs. Alături de Paul de la VSD, ne-a luat vreo 4 ore bune, poate chiar 5. E bine. Ceea ce înseamnă că avem mult conținut în Blacklist. Păi dacă te gândești că fiecare personaj secundar are și el vreo 4 misiuni, 16 misiuni? Da, din ce am remarcat, asta e nașpa, faptul că dacă ai pierdut, trebuie să iei de la început misiunea, nu există checkpoint. Ba da, există checkpoint. Da? Da, da. Cel puțin când joci în co-op, am jucat în varianta de PC co-op. Erau anumite secvențe în care treceai, îți apăreau cele 3 semne luminoase, saving, și puteai să continui, inclusiv restart checkpoint, dacă greșești ceva sau... Ne-am chinuit la unele faze și a trebuit să dăm restart checkpoint-uri de multe ori. E interesant co-op-ul, dar parcă e un pic tras de păr, parcă sistemul de stealth nu funcționează la fel de bine ca în cele vechi. Și... altfel, mie asta e impresia pe care mi-a lăsat-o Blacklist, că încearcă să combine elementele alea vechi de stealth cu abordarea modernă din Conviction. Da, e o descriere bună și nu știu dacă reușește să facă chestia asta, pentru că n-am jucat decât prima misiune, Safe House, din single player momentan. Probabil de mâine o să încep să joc serios și cred că o să-l dau gata foarte repede, că nu am altceva de jucat, în afară de știi tu ce am. O să văd un pic mai încolo, dar așa. Și am reușit să fac prima misiune asta, Safe House, după ce am parcurs-o odată, am zis să încep să fac Ghost Mode. Am reușit. Știu că mi-a luat prima dată 25 de minute pe Kill Everything You See. Am reușit să o fac în 32 de minute pe Full Ghost. Și am văzut că există foarte multe metode prin care poți pur și simplu să mergi pe lângă ei. Bine, să nu te vadă, dar ai tot felul de căi ascunse prin care poți să sari peste un ledge, să te cațeri până la... următoarea zonă și ai trecut și îți dă și puncte bonus dacă nu intri în conflict direct cu inamicii. Blacklist momentan promite multe, din punctul meu probabil mulți l-au terminat deja, fiind deja lansat, dar eu n-am avut timp efectiv să-l joc. Promite multe din punctul meu de vedere, din păcate e foarte rapid ca gameplay, foarte conviction-like. Și ca fan al primelor 3 jocuri și probabil al celui de-al 4-lea în versiunea old gen, nu cred că e un adevărat joc Splinter Cell, ci o abordare mai action-y a genului stealth. Ca o paranteză, așa cum ți s-a părut grafic, așa altele... La Blacklist e probabil... la fel, poate un pic mai bună decât cea din Conviction, și Conviction arăta foarte bine la momentul apariției. Faptul că cinematicile sau majoritatea cinematicilor sunt folosesc fie asset-uri in game, fie sunt randate în timp real, oferă un avantaj și o, să zic așa, o mai bună închegare a jocului și nu se fac discrepanțe mari. Eu personal am rămas plăcut impresionat de cum arată pe consolă. Mă așteptam la jaggies, mă așteptam la frame rate prost, mă așteptam... Și mi se pare că arată absolut de bine. Tu jucând versiunea de PlayStation 3. Da, pentru că, mă rog,
am înțeles, mă rog, am înțeles. Eu sunt adept, am zis, la jocurile Ubisoft, pe cât posibil prefer să le joc pe console, pentru că știu că pentru alea sunt dezvoltate. Și din ce am înțeles... Varianta de PC are probleme mari de performanță. În primul rând, îți spun din experiență proprie și joc, să zicem, Battlefield 3 în 60 de FPS, știi? Și asta face da, am auzit mari, care, chiar și Conviction. Care căderi bruște de... Chestiile astea nu sunt pe consolă da, și, da. Repet, arată mai mult decât decent din punctul meu. Da, e o experiență mult mai constantă. Da, și am înțeles console. Că mai sunt și stângăcii de control. De control da. Asta, schema de control de pe tastatură e complicată, to say the least. Și am preferat să joc chiar și pe PC, tot cu gamepad-ul. Mai ales că în Splinter Cell nu prea ai nevoie să o chești prea mult, pentru că nu prea trebuie să tragi foarte mult. Adică odată ce ai un melee attack, un melee kill, ai mark and execute, îi marchezi, ai apăsat pe buton și ai ras de pe fața pământului pe toți. Cam atât despre Splinter Cell. Dacă v-am făcut curioși, vă îndemn să jucați primele 3 jocuri neapărat. Probabil și al patrulea. Există. Iar Conviction și Blacklist sunt, din punct de vedere al gameplay-ului, asemănătoare. Deci dacă ați jucat acum Blacklist, ar trebui să încercați și Conviction dacă vă place. Oricum, din ce știu, există, dacă nu mă înșel, Splinter Cell HD Trilogy pe PS3 undeva pe la 50-60 de lei. Da, magazin. Și întreaga colecție de PC, 80, cu toate inclusiv Conviction, 80, lei, ceva, e vreo 80 de lei da. Da, în magazine și... E una din seriile alea pe care trebuie să le jucați. E depus la colecție, asemenea Metal Gear Solid, un alt joc de tip da. Stuff. Hai, zine ce ai mai jucat. Killzone, Mercenary, Beta, pe Vita, best game, best portable game ever, in my opinion. Deci eu l-am văzut la tine la lansarea de Splinter Cell în timp ce se jucau băieții, l-ai scos să ne-l arăți și am rămas mască cum arată. Este... Da, deci Killzone... A fost încă de la început un fel de joc fanion al celor de la Sony, prin care uite frate ce se poate face pe platforma noastră. Killzone 1 arăta foarte bine la momentul respectiv, doar că avea probleme de frame rate și nu era un joc foarte bun per se, să zic așa, avea un control foarte stângat și o poveste nu tocmai interesant. Dar de la Killzone 2 și Killzone 3 au început să demonstreze exact ce înseamnă seria asta și este practic demonstrație tehnologică care poate chiar și să fie un joc bun. Probabil cu toții ne amintim faimosul trailer de la E3 2005 în care Killzone 2 arăta extraordinar și pe urmă varianta adevărată a jocului nu a arătat chiar așa bine. Ei bine, tot ce am văzut până acum din Killzone Mercenary m-a lăsat plăcut impresionat în trailere și am zis băi, dacă reușesc ăștia să facă să aducă fidelitatea asta grafică pe ecranul ăla mic de Vita, clar, e cel mai arătos joc mobil de până acum și, într-adevăr, au reușit. E Killzone 3 pus pe o platformă mobilă. E, cu siguranță, dacă stai să analizezi fiecare textură da, în parte, fiecare găsești, model... Dar, per total, tot arată foarte da, bine. Da, când te uiți și te joci, și mai ales că nu stai, când te joci, e acțiunea destul de rapidă în Și ca joc, așa ți-a plăcut multiplayer-ul? Păi, e practic multiplayer-ul din Killzone 3. Are exact modul la Warzone, știi, care avea obiective da, care se schimba odată la asta câteva minute. Asta va fi și în Shadowfall, deci am înțeles. Exact. Aceleași arme cu care ne-am obișnuit. Ai loadout-uri pe care poți să le deblochezi urcând în nivel și armele se cumpără cu experiența, practic. Fiecare acțiune din joc îți dă un număr de credite, omori un inamic 100 de credite, îi dai headshot încă 50. Da, clasic. Melee attack-urile, așa, assist, exact. Fiecare obiectiv pe care îl îndeplinești pentru echipă îți dă niște bănuți. S-a introdus o chestie mișto, Valor Card, despre care o să vorbim imediat. Și astfel îți cumperi fiecare bucată de echipament. Nu ai nimic blocat, nu trebuie să urci nivel să deblochezi individual fiecare armă sau fiecare gadget. Ai tot felul de grenade cu fum, frag grenades, flashbangs, chiar și gaz toxic, tot felul de chestii de genul ăsta. Arme secundare, shotgun, pistol, revolver, poate toate armele clasice din
Killzone 2 și 3. Și aici intră în discuție niște chestii foarte mișto, Vanguards, care sunt practic un fel de killstreak rewards, dar pe care le încarci, deci ai un Vanguard obligatoriu, fiecare personaj are câte un Vanguard, care se încarcă el singur în timp. Dar cu cât omori mai mulți inamici, cu atât se încarcă mai repede, știi? La un număr de inamici, indiferent dacă ai murit sau nu, se păstrează între vieți, ca să zic așa. Ai puterea asta și ai opțiunea să marchezi toți inamicii de pe hartă, un fel de UAV din Call of Duty. Opțiunea să ai un fel de, ei zic, arc bomb, dar este de fapt un fel de turetă care stă lângă tine și electrocutează orice inamic ajunge în proximitatea ta. Ai o chestie numită Sky Fury și camera se mută undeva deasupra hărții unde tu ești o navetuță. Apeși pe ecran pentru a lăsa bombe, de preferat lângă inamici, că na, asta e obiectivul. Și multe alte chestii de genul ăsta, inclusiv diverse feluri de armuri, unele care îți oferă mai multă protecție, altele care te fac să fii mai rapid sau să faci cât mai puțin zgomot când te miști. Există inclusiv un Vanguard de invizibilitate, Ghost se numește. Ziceam mai devreme despre Valor Cards. Fiecare jucător este, să zic așa, notat cu niște cărți de joc, clasice, de la 2 la Ace. În funcție de tipul de armă pe care îl folosesc, fie că folosești un Assault Rifle, un SMG, LMG, Light Machine Gun, care nu e tocmai light ca armă, sau așa, ești repartizat în inimă roșie, inimă neagră, treflă și romb. Trefla este cartea cu care joc eu, practic, Assault Rifle, clasicul Assault Rifle. Și în funcție de cât de mulți bani faci, adică cât de profitabil ești ca luptător, ceea ce înseamnă să faci multe obiective și să faci multe kill-uri, urci pe scara asta ierarhică. Eu momentan sunt King la Assault Rifle. Peste mine singurul nivel în momentul ăsta e Ace, care cred că trebuie să joc destul de mult. Eu joc maxim 2-3 meciuri pe zi, care durează vreo 10-15 minute fiecare. Deci trebuie să joci un pic serios ca să ajungi la Ace. Însă cărțile astea de joc, în varianta full a jocului, vor fi folosite pentru a crea diverse mâini de poker, care îți vor da anumite bonusuri. Interesant. Da, chestia e că la fiecare kill, jucătorul omorât își lasă cartea acolo și tu poți să te duci să o ridici pe a inamicului sau să o salvezi pe cea aliatului. E un fel de kill confirmed din Call of Duty, ca să zic așa. Și există inclusiv obiectiv în Warzone. Prima rundă, cum ar veni, este să strângi cât mai multe valor cards de la inamici. Nu contează câte kill-uri are echipa, să ai mai multe valor cards decât inamicul, știi? Și e un fel de joci pe canele. Da, și din câte am înțeles, în varianta finală, probabil dacă ai o Quinta Royală, primești 20% mai mulți bani. Dacă ai full house, probabil poți să cari mai mult muniție sau ceva de genul ăsta. E foarte interesant conceptul. Da, da. Și momentan, fiind foarte puțini jucători, majoritatea au cărțile mai de sus, știi, pe alea de jos nu prea le găsești, adică doiuri n-am întâlnit până acum sau chestii de genul ăsta, dar cu siguranță, odată ce va fi lansat jocul și vor intra mai mulți jucători, acum jocul este limitat la subscriberii PlayStation Plus, deci mai durează până când se lansează pe 4, parcă, 4 septembrie? Da. Deci, începând de pe 4, va începe distracția adevărată, plus că vor fi deblocate toate modurile de joc, vei putea face inclusiv private matches, care sunt blocate în beta, și mâinile astea de cărți nu poți să le faci momentan în beta, ți-l arată că l-ai deblocat, dar nu poți să le accesezi. Până lângă faptul că arată extraordinar și are atâtea chestii de gameplay, singura chestie care mă deranjează este, să zic așa, faptul că te obligă să folosești touchscreen-ul pentru anumite acțiuni.
De exemplu, melee attack-urile au nevoie de vreo două swipe-uri pe ecran și poți să faci și counter la melee attack folosind un swipe dacă ești atacat prin melee attack-uri. E nasol pentru că în timpul în care faci un melee attack poate să vină un inamic să te omoare de vreo 5 ori pentru că e o animație foarte lungă și ești vulnerabil în timpul acesteia, ceea ce sper să se schimbe în varianta finală sau dacă nu în prima zi un patch să fie să facă animațiile mai rapide, fie să scoată input-urile de touchscreen, să lase doar la counter și nu la attacker, ca să zic așa, chestia asta cu swipe-urile pentru melee attacks. Mai sunt câteva chestii care implică touchscreen-ul. Când ai o chestie numită Porcupine, un Vanguard, trebuie, în timp ce te joci pe acolo, alegi prin nivel și împușchi oameni, dacă vrei să lansezi rachete către inamici, trebuie să apeși pe ei pe ecran, ceea ce te cam deranjează pentru că iei mâna de pe stick și devii vulnerabil. Poate asta e o chestie de balans, dar mie personal nu-mi place. În schimb, e un shooter pe o platformă mobilă, un shooter care se controlează foarte bine, stick-urile sunt foarte confortabile chiar și la sesiuni lungi de joc și schema de control au reușit, în ciuda faptului că lipsesc triggerele de pe gamepad-ul de DualShock 3 și faptul că butoanele nu au, stick-urile nu au butoane sub ele, nu poți să le apeși, au reușit să integreze cam tot ce avea nevoie, folosind D-pad-ul, folosind face button sau combinații de butoane. Nice game! Dacă aveți Vita și nu vă luați Killzone Mercenary, aveți Vita degeaba, practic. Și la sfârșit încheiem episodul 102 cu Rayman Legends. Demo. Da. Foarte anticlimactic, da. Am jucat, a apărut inclusiv pe PC, dacă nu mă înșel, demo-ul pentru Rayman Legends. Noi l-am jucat pe PlayStation 3. Are ceva conținut serios. Vreo 5 nivel, parcă. Da, 5 și nivel. Și practic ai și nivel de la cu Murphy, adică cu musca aia adițională, să o controlezi cu un buton pe gamepad. Da, aici ne referim la faptul că jocul fiind inițial realizat pentru Wii U, personajul ăsta Murphy era controlat cu touchscreen-ul direct cu un stylus pentru a interacționa cu diverse obiecte din lume. Ai și nivel muzical, care e foarte fun, de altfel. Da. Practic, demo ăsta nici nu mă așteptam să fie prost, să spun, pentru că tot Origins a fost un joc foarte mișto. Ăsta e, dă impresia că e și mai mișto decât Origins. Da, am jucat, fiecare nivel face parte din altă lume, dacă ai observat. Sunt mecanici diferite în fiecare nivel și există și acele challenge-uri după ce termini cele trei niveluri normale, se deblochează cele două challenge-uri care sunt foarte grele, dacă ai observat, pentru a ajunge la sfârșit, cel puțin cel în care se lansează tot felul de bile de foc și trebuie să te strecori printre ele și ai 40 de secunde să ajungi la final, e foarte challenging. Este un joc, în primul rând, foarte casual, care poate fi jucat alături de oricine, chiar dacă n-a jucat cine știe ce joculețe, pentru că pedeapsa e minimă. Ai murit, ești respawnat în balonaș, te sparge balonașul partenerul și continui joc. Asta e o chestie foarte tare. Da, de altfel și Origins a fost un joc foarte mișto pentru co-op. Uh-huh. Iar chestiile astea, challenge-urile astea mai complicate, care sunt contra timp, care țin de ceva skill, sunt pentru jucătorii care chiar vor o experiență mai hardcore de la un platformă de genul ăsta, de genul Rayman Origins. Aș putea spune că din multe puncte de vedere este mai hardcore decât concurența, să zicem așa, Mario. Deși chiar și Mario a primit de curând pe Wii U Super Luigi U, care este de 10 ori mai greu decât jocul original și include numai nivelul din astea super, super hardcore. Doar că în Rayman Legends totul va fi integrat într-un singur pachet care pare să aibă tone de conținut. Probabil că săptămâna viitoare o să vorbim de versiunea completă. Da, putem să vă spunem că am pus deja mâna pe varianta completă, am jucat așa un pic un nivel și ceva, ne-am uitat prin challenge-uri și prin toate chestiile alea și pare să aibă tone de conținut. Tone de conținut, inclusiv un mod multiplayer foarte amuzant, foarte fun, competitiv. Da. Impresia pe care ne-a lăsat-o Rayman Legends este că e probabil cel mai interesant platformă de anul ăsta și că
nu prea aveți motive să nu jucați. Da, exact, mai ales că apare pe toate platformele de sub soare. Da, vine inclusiv pe handhelds, dacă aveți Vita, dacă aveți 3DS, dacă aveți... Atât handheld, că pe iOS, vreau să zic iOS, dar mi-am amintit că jocul de iOS e diferit față de, da, de, nu, de jocul. Nu, vorbim de chestiile clasice, Xbox, PS3, Wii U, PC, da. Jocul vine pe PC. Și inclusiv faptul că rulează pe ambele console, Xbox și PlayStation 3 în Full HD, nu știu dacă pe Wii U rulează în Full HD. Probabil că rulează. E posibil, da, e un joc 2D totuși. 1080p 60. Și dacă ați jucat Origins înainte și v-a plăcut, chestia asta de două ori mai mișto. Da, exact. Da, e rezultatul unui joc care a primit feedback foarte mult de la comunitate și se pare că Ubisoft Montpellier a ținut cont de toate chestiile astea. Recomandăm și Rayman Legends și toată seria Splinter Cell și Killzone Mercenary în momentul în care va apărea, sau dacă aveți acum Plus și Vita, e liber la download. Acestea fiind spuse, vom încheia episodul cu numărul 102 aici. Aveam și vreo 2-3 întrebări pentru reader mail, dar cred că le vom păstra pentru data viitoare, când probabil nu vom ocupa atât timp cu Gamescom. Da, da. Și dacă mai aveți întrebări, să le lăsați și le cumulăm pe tot. Da. Vă mulțumim ca de obicei pentru atenție. Ne pare rău că n-am vorbit și despre cele două lansări pe care le-am organizat săptămânile trecute, Mortal Kombat și Splinter Cell Blacklist. Vă mulțumim că ați venit totuși la unul din evenimente, cel puțin, și țineți aproape, pentru că cu siguranță vom mai avea astfel de evenimente în lunile ce urmează. Cătălinițu și Cosmin Aioniță vă spun la revedere și ne vedem data viitoare la episodul cu numărul 103. La revedere! Bye, bye! Uh-huh.